Nico? Ce mârlane, ar fur din cimitire? Nu, ironico, m-am trezit cu ele. Pe piept, ori fi crezut băieții că ai murit, mă. Pe birou, e de la scartoane, nu-i pentru mine, e pentru tine. O fi crezut că ești bolnavă, gândi-l cum arată. Mă, simțitule. Altele, drăguțul de el. Ăsta o să-mi transforme birou în florărie. Dar unde le mai pun și pe astea? Eu te pune-le aici, aș dă-mi-l mie pe stac. De ce, mă, ți-ai găsit gagică? Nu încă, dar e eminent momentul. Ce vorbeam cu mine? Mă duc să caut o desenatoare ca să-mi fac o mascotă pentru club. Că vreau să-i fac o surpriză lui Scarțane. Păi nu ești tu mascota? Ba tocmai, că o fac după chipul și asemănarea mea. Și o să pozez nud. Îți dai seama cum o vedea aia dezbrăcat. E ca și gagică mea. Mărlane, tu ai nebunit? Păi tu ești Dita mai președintele. Cum să fii și mascotă? Vrei să faci cumul de funcție, a? Asta nu m-am gândit. Și-mi pusesem atâtea speranțe, îmi făcusem atâtea visuri. Ai, mă, mârlănele, că am glumit, nu te supăra. Auzi, mă, dar tu ar trebui să fii mascota prostiei mondiale. Mersi. Ironico. Zic! Ce? Care fii, mârlănu? Ce-i cu el? Iar l-a apucat amorul de tine? Nu, bre, că nu-și permite, că dacă află Puti, îl apucă omorul. He. Auzi, bre, dar îți place câte flori mi-a trimis? Mă omoară cu atențiile lui. Chiar că te omoară, fei? Că florile astea e de-alea crescute în sele. E modificate genetic. E cu o tonă de euri. Dar și ce are, bre, că le admir, nu le mănânc? Nu le mănânci, dar le miroși. Și dacă le miroși, îmi tragi până așa o grămadă de pesticide, gămșurică. Și în 2-3 săptămâni o să devii alergică. Uite, ulei, uite, bă, uite, așa! Ina, asta s-a învergit deja. Ce vrei, fata? Să scurgă mușii la nașca la robinet? Tu ai impresia că maciomenii de strehaia să dau un vânt după mucioase? Poate muciomenii. Hai, ia-le dațiulea și zici să nu-și mai trimite, că astea își fac rău și o să le șin, că e ca drogurile. Bre, dar cum poți să-i spun așa ceva? Cu gura, fată, că dacă mi te îmbolnăvești, eu am grijă de tine, nu el! Ia-le, Daci, ai 5 minute. Vezi că te vinistică, mă întorc. Face special. De ciudă că-mi trimite numai mie și ei nu, vrăjitoare nemernică. Dacă ar exista un Hansel sau un Gretel și în vremurile noastre. Glumeam, Tanti. Ce, mămica, aici? Ai, nu? Păi ce, eu se mă chiar așa de tare cu mămica? Ia zi, varmăiu, și voi pe aici? Nu, dar dacă tot ai venit, nu mă ajut și pe mine să arunc florile astea la gunoi. La gunoi? De ce? De nebună ce-i măta! De ce? Mămica, te-a pus să arunci astea la gunoi? Wow, păi astea costă o avere! Și crezi că eu nu știu? Auzi, nu mi le dai mie să le vând? Hai, fata, că facem bani și mijima. E și păcată ele, mă, că sunt și ele niște suflete. Te lasă pe tine inimioara să le arunci la gunoi și să mor acolo singurele? Hai, mă, ia-le! Yes! Kurt! Kurt! Mamă, cine a vorbit mai atât? Bă, mai încet, că nu mă pot concentra, că am și o treabă aceea. Asta e! Mi-am găsit imaginea! Bă, nu zici că chiar semeni cu porchi? Nu la porchi, mă refeream Little Chicken. Ia zic, Chioretel, n-ar putea asta fi mascota clubului nostru? Păi nu ești tu mascota clubului? Nu, că n-am voie să fac cumul de funcții. Nici n-aș avea cum să fiu mascota la un club de fotbal. Eu mai repede la un club de haltere, la un culturism... Fomism... Stictirism, pricășism... Zic, Ionete, nu merge Coyotul să fie mascota clubului sau a echipei? La fix, Mârlane, te-ai orientat la fix, că și ăsta și-o fură de la toată lumea, cum și-o fură și echipa voastră de fotbal, bă. A mers. Cine a vorbit, mă? De 0,005 cu robotul.
1, 2, 3, 4, 5, jumătate. Partea mea și partea ta de afacere. Ce afacere? Cu florile, fata, nu ți-am zis că le vând? Frate, și atâția bani ai câștigat? E, nu că-s genial? Și ghici, unde le-am vândut? La primărie, că acolo vine toată lumea să-și rezolve câte o treabă. Și ușile se deschid mai ușor dacă ai un buchetel simpatic de flori în brațe. Bravo, bă! Încep să fiu mândră că suneam cu tine. Da, și asta nu este tot. Grosul afacerii abia acum începe. Când a văzut Van Damme ce flori ieftine am, mi-a zis să-i decorez toată primăria, că vrea să-și facă imagine de ecologist. Ai flori ieftine? Gogoașă, tu ai nebunit? Păi de unde ai tu flori ieftine? De la tine, fată, nu-ți aduce scalțoane în fiecare zi? Iete, n-o să mai aducă, că m-a pus nebuna de măta să-i zic că sunt alergică. Tu ai nebunită, binele? Vrei să credă scalțoane că-l refuz diplomatic, că nu mai ești atrasă de el? Da, tanti a spus că... Tanti ta o face intenționat, fraiero, ca să bage Zuzanie între voi să vă despartă și să poată sări ea pe scalțoane. Bă, nu iau eu, vrăjitoarea, că sunt doar Hansel și Gretel. Nici o șansă, să fii tu sănătoasă, de câte ori am presărat eu semințe și firmituri până spre ușa casei. Doar au venit Hansel și Gretel. Într-o zi am lipit și turta dulce pe poartă și n-au venit decât furnicile. Copiii ăștia doi atomici sunt imaginație. Bun, și ce facem? Ce să facem? Așteptăm să moară de moarte bună, altă soluție n-avem. Ce facem cu florile? Păi cu florile continuăm, dar fără să știe scalțoane. Îi spui că ești topită după flori, să-ți aducă iar și iar multe și mai multe buchete și o te scap de ele. Pe bani, bineînțeles. Îmbinăm utilul cu plăcutul. Mi-amore. Gajeste-ți mai repede o femeie, Costel. Așa, pe imediat, am plecat. Stai! Stai! Oh, mersi, amore. Ia astea și pune-le în apă. Cu mare plăcere. Dar trăiți acum. Amore, ăla nu erau pentru tine. Erau pentru Marieta contabilă. Chiar să-și e ziua ei. Scuze, amore, dar lasă că iei tu altele, nu? Da, altele. Dar ale tale unde sunt? Mi le-a aruncat hoașca aia ofticoasă. De ciudă că mi-ai numai mie și ei nu. Auzi? Dar vreau să-mi aduci și mai multe, și mai multe, ca să vadă că nu renunți la mine să ofticăm. Poate moare naibii de inimă rea. Mă îndoiesc că inima mai rea decât are deja nu se poate. Dar încercăm. Apropo, uitasem, de seara te duci la pupăză? Amore, termină naibii cu miștourile astea. Ți-am spus că n-am nicio treabă cu el. Nu era niciun mișto. Dar chiar în seara asta e ziua noastră când trebuie să mergem acolo. Sau am dat banii degeaba? Nu cred că e bine să merg și eu. Cine știe ce crize de gelozie face vrăjitoarea aia? Nici la TV nu te mai lasă baba aia? Nu mă refeream la tanti, mă refeream la vrăjitoarea lui Pupăză. Băi, ești nebun? Câte vrăjitoare are serialul ăsta? Nici Harry Potter nu are. Bine, haide că trimitem pe Marlano. Păi și crezi că îl mai primește? Normal că proștii fac audiență. Și dacă ne ies transferurile astea, câteva săptămâni câștigăm Liga Campionilor. Da, ca să o câștigați, n-ar trebui mai întâi să vă calificați? Adică tu știi mai bine ca mine ce trebuie să fac eu. Vezi că iar te scuip și direșire oare. Mă rog, mai aveți ceva de spus sau... De spus nu, dar de arătat da. Ca să dovedim că ne pregătim de Liga Campionilor și că zic că ne pregătim, vorbesc serios ca Borcea. Am creat o mascotă a clubului. Ce mai ales coyotul? Păi dacă toți lupii și câinii sunt luați, ce să fac? Aveam nevoie de o mascotă care să inducă ideea că mușcă-l de la adversar. Păi și ăsta cum naiba mușcă? Că îi scoate dinții Roadrunner în fiecare episod. Și ca să nu mai spun că nici măcar n-ai cerut dreptul de folosință autorului, da? Păi eu sunt autor, mă, tâmpitul, vezi că-i făcut de mână. E... Păi tu mă faci plagiator, iar încep cu vacaponțerile. Stimați telespectatori, e o hahaleră, mă enervează. Și dacă mă enervează, îi zic că pute, puți, mă, îți dau apă caldă, să te speri, da? Mărlane, încetează că toată lumea știe cine e personajul ăsta. N-ai cum să fii tu desenatorul. Adică cum? Ce? Adică spui că eu n-am talent sau care-i treabă? Vezi că iar puși el te scuip.
Da, eu, că dacă să-i dovedesc că am talent și nu mă cobor la nivelul lui, o să-i fac un autoportret. Autoportretul e când te desenezi pe tine, tăntălăule, nu pe mine. Știu, tăntălăule, că pe mine mă și desenesc, că de-aia am zis autoportret. Că dacă te deseneam pe tine, ieșea caricatură, dă-te dreacu. Publicitate! Ieși afară, idiotule, știi, clipa asta să mai vii pe ce contract. Nu iese nicăieri. Ba mai mult, îi facem și o rubrică permanentă, pentru că a rupt audiențele, yes! Ce rubrică, șeful? Mârlănia de la miezul nopții. Șeful, dacă ăsta rămâne, eu plec. Drum bun! Plec să-mi iau o cafea, că poate să intre în emisie și singur, da? Nu pleci nicăieri, că n-are pe cine să înjure. Stai jos! Bă, pupăză, bă! Ce de-aia știi supărat așa, bă, că te înjuram în glumă? Păi dacă te înjuram pe bune, te făceam albie de poș, bă, că știi că eu înjur câte două, trei ore fără să mă repet. Da, asta știu. Măi, Marlano, tu ești idiot? Da, l-am jurat pentru audiență, boss, că așa m-a rugat șeful lui. Lasă naibii de audiența! Mă referam la mascota aia care ai prezentat aseara pe post. Ai văzut tu coioți în București? Păi eu am zis că coiotul e... Ești tu! Când te castrezi pe jumătate! Au! Păi atunci o să fie coinot? Gogoșa! Preia tu inițiativă cu mascota, te rog. Șeful, nu pot, că n-am timp de asta, pentru că am dat drumul la o afacere serioasă. Ce afacere? Vând flori scumpe. Vinde pe dracu, n-are bani nici după și la porcului. Păi aia n-am nevoie să cumpăr, că o produci tu în fiecare zi, gratis. Șeful, n-am nevoie de bani de investiție, pentru că eu lucrez pe comandă, cu banii clienților. Facem aranjamente pentru evenimente importante, că Sofica știe că e asociata mea. Așa, amore? Da, avem o comandă mare pentru primărie, tocmai acum. Bravo, Gogoșa! De oameni ca tine am nevoie, nu de tanta la asta pe la televizor! Acum te duci imediat la psihiatru și scoate certificatul că ești dus cu capul. Și am o dovadă dacă vine suporter peste mine și mă întrebă de idiosenia aia de mascota. Ai înțeles? Nu putem să zice că a fost ideea lui, că el are deja certificat de Sandilou. Am înțeles, boss, mă duc. Sărbateu, ai și o nevoie urgent de un certificat de la de Sandilău. Ca să nu rămâi mai prejos ca Gogoașă? Nu, mă, ca să nu mă dea scaltoni afară, că am făcut o boacănă mai mare decât mine. Ce boacănă? Las că-ți povestesc eu, hai te rog eu că plătește clubul și consultații și toți, ceneală și pic ce-ai consumat, că scaltonii plin de bani, mă, și e generos, îl știi. Mm-hmm. Bine, mă, amărâtule, dar ai puțină răbdare, că am determinat portretul ăsta psihologic, stai puțin. Hai, lasă-mă, faci și portrete? Normal! Fă și eu, te rog, dar... Și... Fă eu nu-și lucru Gogoașă, că așa i-a cerut scalțone. Hai că dacă te miști repede, te ajungi și eu să vorbesc cu scalțone, să te bage pe bune psihologa clubului, te umpli de clienți și de bani o grămadă. Bine, mă! Hai, începe cu al meu. Ce faci, mă? Pozezi pentru portret sau mă faci de memorie? Ce, tu mai ai memorie? Pârlale, tu chiar ești idiot! Meriți din plin certificatul ăla! Vezi? Nici nu mai trebuie să te conving! Cine a zis, mă, că te desteneză? Păi, ce înseamnă portret? Nu înseamnă... Nu încerca să mă aburești, că mă pricep și eu la artă, că-s dita mai președintele de club, acum sunt un erudit. Mârlane, eu fac portrete psihologice, nu desene. Eu caracterizez în cuvinte. A, o dai la întors ca să scap mai ușor. Treaba ta, dar dacă nu văd desene pe foi, poți să te liști pe bot și de postul de psihologă echipei și de banii amulți. Bine, bine, o să ai și poze. Da, acum dispar că nu pot să mă concentrez. A, deci, mai în memorie, poți să mă desene, mersi, păpușa. A, și dacă vrei să mai ieși până alte părți, mă suni. Pa! Pa! Pa!
Petro, auzi, am și o rugăminte la tine. Poți să-l rogi tu pe desenatorul ăla al vostru să-mi facă și mie două portrete robot? Ai fost atacată? Stai că vin imediat! Stai liniștită, că n-am pățit nimic! Vrea scalțone portretele lui Mărlanu și al lui Gogoașă ca să le pună la panou cu idioța ai clubului. Auzi, dar dacă îți dau și unul cu chiorete, îl convingi tu să-l pună și pe ăla? Sper că n-ați uitat că până mâine trebuie să-mi dați pozele informatorilor cu care lucrați. Nu, nu să trăiți! Eu chiar la ele lucram să trăiți! Păi, le am! Zic că îmi vrei să ți le dau! Acum! Vedeți, mă, cine e conștiincioasă și își face treaba rapid? Opa! Bravo încă o dată, agent! Ai reușit să ți faci informatori chiar pe prietenii lui Chiorete. E, cu ăștia doi ai atins numărul maxim de informatori. Te felicit pentru prima pe care o să o primești. Șeful! Șeful nu e... Mai e nevoie, ca să dăm un exemplu, că poate așa s-au mobilizat și mormologii ăștia. Ce mernici! Ce mernici! Cum ne-ai zis, mă? Nu vă v-am zis, feriți ca curcile! Și talentul meu de desenator a uimit chiar și poliția, care a apelat la mine să le fac portretul robot al unui infractor. Priviți! Este vorba de un florar țepar care fură flori din cimitire și le livrează la diferite evenimente. Acum, de pildă, amenajează primăria. Primăria? Adică primarul este pe manevră cu un infractor? Tu ai spus, eu n-am chef să mă bag în probleme cu Van Damme. Dar ce pot să vă spun este altceva? Că borfașul din imagine este și pervers pe deasupra. Că le promite femeilor la două buchete de flori cumpărate o partidă de amor. Adică asta e adevărată prostituție, adevăratul sex al, sens al cuvântului. Și primarul o încurajează. Pe cine? Pe prostituție. Păi tu ai zis că eu n-am chef de probleme cu Van Damme. Da, eu am zis, ca de obicei, că justițiarul neamului nu se teme de nimeni și de nimic. Spune adevărul în orice condiții, chiar și atunci când nu sunt dovezi. Mă rog. Ce-s astea, amore? Ghivece, mar și grele. Se nu mai poate să le aruncă oșca. Și dacă măcar încercă să le ridică, se rămâne înțepenită. Pute, tu ai nebunit? Păi dacă rămâne înțepenit, o să mă pună să o îngrijesc 24 din 24. Vrei să nu mă mai vezi? Adu exact ce mi-ai adus și până acum. Flori micuțe, ușoare, dar multe, ca să obligăm să facă cât mai multe drumuri pe scări cu ele. Poate face naibii stop cardiac. Geniala mea! A fugit! Alo? Ceau, asociato! Avem o mică problemuță. A picat afacerea? Nu, 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 dimpotrivă, dar o să am nevoie de niște plante în ghiveci. Crezi că poți să-l convingi pe Scalțone să-ți aducă niște de-alea? Și poți să-i spui că sunt chiar mai bune, că mămica nu mai poate să le ridice și să le arunce, că sunt grele. Gogoașă, am deja ghivecele. Tu vorbești serios? Păi normal, că o femeie de afaceri adevărată anticipează nevoile pieței. Hai, vino mai repede să le iei, că nu mai am spațiu de depozitare. Ce văd? Soficul i-a vorbit la pereți? Ce-i în fata cu atâtea bălării în jurul tău? Vrei să te nenorocești de-a binele? Vrei să ajungi, Sofica? Mucica? Nu, bre, că tocmai l-am chemat pe Gogoașă să vină să arunce florile, că eu nu pot să le ridic. Eu nu pot să le ridic. Ce mămăligă nefiartă ai ajuns? De când te-am adus de la țară la oraș, nu mai ești drahoancă, ești o balegă în ploaie. Ia, pulită să fie atât. Stai, bre, tanti, la un loc. Bre, vrei să înțepenești? Nu ți-am zis că l-am chemat pe Gogoașă să vină să le ia? Păi, nebunit? Adică să vină Gogoașă să ridice greutățile astea și să rămână gogoșat? Ca eu să-l doftoricesc 24 de ore din 24, ce stai că e cu fiul ăsta acasă? Tu vrei să-mi dai mie de lucru ca să rămâi singurică cu Scalțone și să vă ocupați de altele, a? Nu, bre, tanti, dar atunci cine cară florile? Cine le-a adus? Scalțone? Păi și el nu poate să rămână înțepenit? Ba da, dar ar fi chiar indicat.
că dacă ăsta rămâne înțepenit, tu și cu el nu mai puteți să faceți niște alte ale. Și în plus, Păscațone chiar vreau să-l tratez eu, pentru că nu degeaba am făcut școala aia de masaj. Tanti, dar Scalțone nu mai vine până de seară la birou. Și până atunci o să fac o super alergie. Ia-uși. Uite, deja, deja. Zut, măncio. În loc, mă strupiesc. Mai pot. Acum ai venit la vorba mea, n-ai vrut să mă crezi, ha? Ai făcut alergie, toantu! Butelie! Sună alarma și cheamă de grabă tot echipa la mine că am o treabă cu voi. Să știți că nu mai putem să ne dea antrenul cu mat tale, că aveam programare la psiholog și... La psiholog și, dar ce? Eu vă nebunesc de cap sau ce? Nu, bre, nu, bre, nu noi am făcut programare, Mâlanu, ci că așa vrea șeful ăla mare. Ah, ăla mare, nu? A chemat psihologă, păi da să-mi aduce el flori ca să nu fac crize că-i vreo păpușă. Pălerei, mersi, doamne. O omor, o ghere. Ba nu omor pe nimeni. Pentru că orice club care se respectă și vrea să intre în fufa sau cum dracu zice la echipele aia de fotbal, e musai să aibă cât o psihologă. Butelie, luați de grabă toată echipa, bălăriile astea și le scoțeți, dar și că aia v-am chemat. Păi și unde să le ducem, bre? Peste gard, în cimitir, ah. Da, să le puneți și la mormintele tinereilor și să le spuneți că sunt din partea mea, că dacă ajung acolo, poate mă recompensează. Tu începe cu asta, că e mai greu. Așa de lângă mine. Butelie, știu să fac masaj interes? Nu, nu! Nu, stai, nu. Stai că scap ăsta. Lăs că te țiu eu. Unde sunt? În biroul meu. Fata, unde sunt florile? I-am pus pe fotbalist să le duc afară, ca să nu se prindă Scalțone că le iei. Foarte inteligent. Se vede că se merg cu neamul meu. Afară, dar unde afară? În cimitirul de peste gard, că acolo sunt mai multe flori și nu o să-și mai dea seama care sunt ale lui. Fata, tu ești drala la cap? Păi n-ai zis, mă, tu că seamăn cu neamul tău? Și cum recuperezi, fata, florile? Dar cum să zică paznicii că mă duc să fur flori de pe morminte? Care paznici gogoașă? Cine crezi tu că păzește un amărât de cimitir de la marginea orașului, a? Ce să fure hoții de acolo? Că bogătașii se îngroapă în cimitirile din centru. Hai, fugi repede și ia-le până nu ți le fură alți hoți. Ok. Ceau, fata. Auzi, dar unde sunt fotbaliștii ăștia, că i-am căutat peste tot? În cimitirul de alături. I-am omorât. Nu deșteaptă, sunt acolo cu treabă. Ce dovezi să-ți dau pupăză? Ce dovezi? Nu se vede pe fața lui că e infractor. Profil caucazian, fața astenică. Plus că judecă și tu. De unde să aibă părlitul de gogoașă, bani de flori. De... Băi, Butelie, hai mă mai cu talent, mă! Bă, nu călca pe mormânt, că o să te bântuie din seară proprietarul. Omule, țărane! Pupăză, iau cameră și vină repede. Am dovezile pe care ți le cere Van Damme. Butelie, hai mă mai repede, mă, mici, care mai ruptă, mă, că parcă sunteți mirete. Hai o dată! Gogoașul e nebunit? Îi aduci pe fotbaliști în cimitir înainte de meci? Trebuie să-i termin de tot? Taci, fată, ce are? Că sunt antrenați și mai dau și din burtă jos. Nu la fizic mă refeream, inconștientul, îi termin psihic și după aia mă chinu eu cu ei la terapie. Cu cine face terapia? Hai că cine? Fugiți, mă, că asta e nebunează, care e prietenul cu Conchista, mă! Obținea, Sofie! Butelie, uite ce-ai făcut! Iată! Iată, stimați telespectatori, că cele relatate de mine se confirmă! Ce? Hoțul de flori din cimitir, împreună cu complicii săi, tocmai făceau aprovizionarea pentru prietenul lor, Van Damme, când au fost surprinși în flagrant de această onorabilă cetățeancă! Și când s-au văzut încolțiți, ei ce au făcut? Au distrus probele! Priviți, au ucis aceste gingașe flori! Dar să știți că nu mâna care execută este vinovată, ci creierul care comandă! Aceasta este opera primarului Van Damme! Așa e el, ecologist, ia uitați! Domnilor, este o infamie, o minciună! Pupăzește contra candidatul meu la prezidențiale și ar face orice ca să mă discrediteze, dați-vă seama! Domn primar, florile alea erau pentru dumneavoastră sau nu? Mă scuzați, dar au sosit florile! Florile? Alea sparte? Care sparte? Că sunt o splendoare!
Iar scrieți minciuni, ma? Nu, domnișoară. Aha! Ați văzut că totul este o scenare a infamului? Florile alea nu erau ale mele! Astea sunt ale mele! Putem să le vedem și noi? Pot? Bineînțeles, sunt la mine în birou. Dar după aia m-a ajutat să le cărăm. Ca să vă iert pentru minciunile pe care vreați voi să le scrieți. Da? Hai! Hai mai repede! Hai, toată lumea! Cine dracu sunt florile alea? De la mine! Patrone, ești și tu bogat în afacere cu gogoașa? Nu eu, Sofica. Și nu puteam să o las de Dachix din cauza unui idiot care fură din cimitire. Așa că am adus și eu florile care aveam deja comandat pentru Sofica și te-am ajutat și pe tine cu imagini și pe ea cu afacere. Mersi, mă, patrone. Nici nu știu cum o să mă revanșez. Știu eu. Da? Ma ce a fost în capul tău să te aduci să fur flori din cimitir? Nu știu, șef. Dar trebuia să mă descurc, că mi-a tras clapa un furnizor și pierdem contractul cu Van Damme. Pe tu nu puteai să mă suni pe mine, că preluam eu livrare? Nu știi că am două florărie care lucreze pentru mine, 24 din 24 pentru florii lui Bella. Uite ce am ajuns. Să am ca ajutor un host din morminte. Exact, boss, de aceea trebuie să rămân eu mâna dumneavoastră dreaptă. Ăsta, stângă. Dacă vreți, chiar din acest moment, îi preiau eu atribuțiunile. Mă taci, naibii din gură, că nu ești în stare nici să priei pe ale tale de mâine. Și te duci și la televizor să mă faci de râs. De acum încolo, amândoi sintesc mâna stingă. Alu Sofica. Și dacă mai faceți o greșeală, nu se mai fiți deloc. Rămâne ciungă. Iertare, patrone. Ce trebuie să facem ca să ne iertați? Să vă dați cu capul pe pereți. Dar, de fapt, eu ar trebui să vă dau cu capul. Dar nu vreau să Bella vede sânge. Hai, ieșiți afară și trimiteți-o aici. Pe cine? Pe Bella! Bella! Amore, iartă-mă, am fost o proastă. Nu trebuia să mă iau după gogoașa. Amore, n-ai nicio vină. De unde se știi tu că idiotul ăla de gogoașa face afaceri cu flori furat din cimitir? Din cimitir? Da, dar stai liniștită că afacerea ta continuă. Am o veste mare. Am vorbit cu Van Damme și l-am convins să-ți dai în administrare toate florările care țin de primăria lui. Și tu le aprovizionezi. Amore, amore, să nu încep să faci așa. Amore, amore. Ha! Ce ai făcut macaronele? Nimic, tanti, a leșinat brusc. Păi și normal, că când i-am spus că florile îi fac rău, că e ca drogurile, n-a vrut să mă creadă. Mă scalțone, fii atent la mine. Să te iei dracu, să mai vă vreun fir de bobocel pe lângă bobocica mea, că te castrezi. Ai înțeles? Da, tanti. Informația a fost falsă. Primarul n-are niciun amestec. Dar înțelegeți-mă și pe mine, că în calitate de justițiar al neamului primesc mii și mii de informații. Nu pot să le verific pe toate, că sunt și eu un simplu om, nu sunt Zeus. Sau mă rog, nu încă. Publicitate. Acum scoți alea? Nu, că trebuie să le mai arăt cuiva. Stai, mă, că... Eu n-am zis că ești implicat. Ia caseta și verifică. Pupă-ți a zis. Și să știi că florile mele nu sunt de furat. Și să știți că eu chiar nu vreau să vă pot, mă băiesc. Dorete! Dorete, ajută-ne că ăsta vrea să ne cotorongească. Eu? Da. Să vă ajut eu? Da. Să vă ajute matracuca. Că doar sunteți informatori ei, bă. Dar ziceți-i să vină iute, până n-apucă ăsta să vă umple boturile atâta. Că nu mai puteți să-i măcăni să-i dați informații. Deci, ia ziceți, băieți, vă bat pe rând sau pe amândoi odată?
Da! Am vrea să cumpărăm și noi două buchete de flori. Mai e valabilă promoția? Ce promoție, cocoană? Aia anunțată la Pupă The Show. O partidă de sex cu Costello Donuts la două buchete cumpărate. Sunteți doamnă sau domnișoară? Domnișoară. Normal că e valabilă. Pot să vin și cu o prietenă? Și mai normal. Moment! Intrați, domnișoarelor, că sunt pregătiți! Asta da promoție! Măi, domnișoarelor, dar bunicuțelor, domnișoarele unde sunt? Păi noi suntem, că suntem necăsătorite. Să știți că nu eu sunt gogoașă. N-are nimic, că tot ca o gogoașă arăți. Seara bună, mămică! Am venit să te rog să te iert pentru porcoșenile pe care am auzit că le faci! Care porcoșenii, bubică? Povestea cu florile furate din cimitir e o minciună! Nu despre asta vorbesc! Măcar deosebit de prostituație ești! Despre faptul că faci sex cu clientele care îți cumpără câte două buchete, ai? Deci așa ai ajuns, măgarule, nu? Nu flori! Nu să te saturi, să nu mai ai două buchete, na? Amică, au spini! Sunt cu spini? Na! 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 Să suferi că ești sus pe cruce, ca să se spală păcatele cu sânge! Na! Na! Fete! Ulele! Ula! Apsiu! Și mai sunt și cu ieuri! Ce ai pățit? Am vrut să vă fac să mă iertați și... Băi, tu chiar te-ai dat cu capul pe pereți? Băi, tantalau, era o metaforă, nu credeam că te dai pe bune. Dar te iert, că m-ai impresionat. Ce faci asta? Mărlane, ai nebunit? Vreau și eu iertare, patroane. Exact la tine veneam, patroane. Să te anunț că măgari ăștia doi informatori ai poliției și văz că te-ai ocupat cu răspunzători de caz. Succes în continuare! Sunteți informator nemernicilor? Stați că vă rânjești eu! Nu, patroane, eu în scenariu am viciună! Vreau să ne omori și să rămâi el singur în casă! Dar ca să-ți dovedesc că n-am talent, că am talent și numai că vor la nivelul tău, mamă ce... Am zis bine. Bravo! We'll be right back.
promit că dăm lovitura șeful. O să vorbesc despre criza asta cu teroriștii, o să le arăt cum se dezamorsează o valiză capcană și o să facem și o mică explozie în platou ca să fie de efect. Popăză, nu de asta am venit, popăză. Ia zi, vrei să devii acționar? Eu? Acționar? Nu pot să cred! Șeful! Ce faci, popăză? Mă scuzați, m-am împiedicat. Șeful... Dar cum te v-ați gândit chiar la mine? Păi la cât de chit trăiești, m-am gândit că ești singurul de aici care are bani deoparte. Bani? Pentru ce bani? Ca să cumpere acțiunile. Păi dar nu mi le faceți cadou? Normal că nu, pupăză, că nu ești gagică mea. Că nu ești genul meu. Bună asta. Ca de obicei, ce te mai miri? Nu, mă, da. Auzi, șeful, mă gândeam așa că totuși eu sunt cel mai vechi colaborator al dumneavoastră și... Păi tocmai de aia m-am gândit că ai ceva bani deoparte. Da, bine, am eu așa, dar totuși n-am milioane de euro ca să cumpăr... Bă, să vând doar câteva acțiuni, nu tot postul. Da. Și cam cât ar costa așa... Stai să verific. Sunați brokerul. Sigur, profesionist. Ceau, păsărică, ceau. Auzi, cam cât ar costa blana aia de nurcă? Normal că ți-o iau. Nu ești tu fetița lui tati? Te sărut. Fetița dumneavoastră. Exact, la vară ne căsătorim. Să te pregătești sufletește, pupăză. Șeful, să știți că nu o să mai am bani după ce cumpăr acțiuni, n-am pus. N-are nimic, pupăză, că primesc și acțiuni. Auzi, nu mai bine îmi dai tu mie acum direct banii de nuntă, ca să nu mai plimbăm acțiunile între noi. Nu! Adică, lăsați la nuntă, că poate cine știe, nici nu vă mai căsătoriți și, mă rog, dar cam cât ar costa totuși? 15.000 de euro. O haină! Din ce mama dracu-i făcută șeful? Din blana lui Ietio Muzăpezilor? Haide, șeful, n-am chiar atâția bani. O fi eu strângător, dar totuși... Atunci fă rost, pupăză, că cu așa ofertă nu te mai întâlnești. Ratezi tu ocazia să-mi zici, partenere... Păi, e ceva. Păi... Pupăză, tu ai nebunit? Păi dacă puteam să ipotechez casa, o ipotecam de mult, frate, pentru mine. Și nu-ți mai ceream ție bani ca să intru în afacere cu scalțone. Chiar așa? De ce nu-i cer bani în scalțone? Ai nebunit! Să-mi distrug șansele la președinție! Păi dacă află hiena de Van Damme, o să zică că mă finanțează interlopii. E, păi atunci acelei bani chiar hienei. Și în felul ăsta ai închis gura, nu mai poți să zică nimic. A? Nu e prost, prostul. De mine zici? De hienă, de Van Damme. Auzi, mă, Pisoi, ție nu ți se pare că miroase a... A ce miroase, dragă? A ce miroase? Că toată ziua am șmotruit. A vilă? A vilă, auzi? Cum să miroase casa asta? A vilă? Mă, tu ai bătut palma cu răboiul? Mm-hmm. Îți dă banii? Mâine mă întâlnesc cu el să-mi dea. Nu-mi spune că dacă e suma prea mare, leșin și ratăm magia momentului. Spune, poate leșine e puroica. Mă, tu ai zis cumva că te duci după bani? Exact. Fantame, tu ai nebunit? Vrei să dai de dracu? Dacă e vreun flagrant, ai uitat ce ai pățit ultima dată cu gogoașa? Ține minte că pupăză nu doarme. Normal că nu doarme, că are coșmaruri cu Betty. Nu doarme pentru că ți se intrigi non-stop, flagrante. Dacă a răboiul, e omul lui. La asta nu m-am gândit. Păi și ce-ți fac, să renunț la bani? Dai nebunii, cum să renunț la bani? Îi iei, dar nu personal. Trimi și tu un om de încredere. Scumpa mea, cine mai e de încredere în zilele noastre? Dar de ce vrei să spui, că nu mai ai încredere nici în mine? Poate, dragă, în tine am încredere, cum să n-am... Te duci tu să iei? Doamne sfinte, tu ai luat o raznă. Cum să mă duc eu, că e aceeași chestie, poate mai grav. Pe lângă faptul că o să te incrimineze și o să pierzi alegerile, rămân și eu fără serviciu. Păi și atunci ce facem? Îl trimiți pe gogoașă, că prostul ăla e cel mai de încredere. Și uite așa o să se simtă și el prieten. Hm? Și poate ne face un discount la vinișoară. Păi, Pisoi, tu devii din ce în ce mai inteligentă.
Iei ceva? Excitația stimulează neuronul. De câte ori să zic? S-a dat fițar neuronul a dracului. Iar dacă vrei să câștigi alegerile, trebuie să mă ții în priză 24 din 24. Bagă la 380. Ba nu, curentează-o la lift. Iubire, mai avem toporul ăla la subsol? Dă-l, dă-l, ca să se chine când își taie venele. Ia mâna! Și mâine vom avea o altă bombă. De fapt, două bombe. Prima la propriu, pentru că vă voi învăța cum să dezamorsați o servietă capcană în caz de atentat, iar a doua la figurat, dar cu efecte mult mai devastatoare ca prima. Nu vă zic despre ce e vorba, ca să nu le dau timp adversarilor mei să se pună în gardă. Așadar, stați cu ochii pe Pupă The Show, că de mâine s-ar putea să rămân singurul candidat cu șanse reale în cursa pentru Cotroceni. Yeah. Yeah. 15.000 de euro? Pupă, să te-ai țăcănit definitiv? Vrei să candidezi din partea PRM-ului? Treaba ta, Vandame, treaba ta. Nu plătești, diseară fac publice dovezile. Ce dovezi, mă? Ce dovezi? Zici ce dovezi ai, dacă vrei să te cred. Ce vorbești, mă? Ca să le distrugi tu până diseară, să-ți faci strategie. Păi tu crezi că s-a întâlnit hoțul cu președintele României? Ai fix? Ia uite, mă, nici ceas n-am de sărac și cinstit ce sunt. Mai ales cinstit, Pupăză. Nu numai că sunt cinstit, fraiere, dar sunt și prieten. Că dacă nu ți eram, nu spuneam că am documente compromițătoare și le dădeam direct pe post și îți luai adio de la candidatură. Pe când așa, îți mai dau o șansă. Că sunt om, mă, om. Ia uite, ia uite ce ceas de boier bugetar. Asta e cadou de la ei, mamă. Păi și ce? Ea nu e tot bugetară? Da, mă rog, nu mă interesează, că dacă m-a apucat să spun că sunt om, sunt om. Așadar, ai fix 10 ore să vii cu bănuții. Dacă termini emisia și n-ai venit cu ei, ești. Pa! Ăsta a aflat, dar răbui. Dă Doamne să-l prostesc pe gogoașă. Dă Doamne să nu se prindă că-i cacealma. Dacă eram noi în tură, nu mai evada. Și culmea, și cu dotarea secției. Cu ce a plecat, mă? Cu cătușele la mâini. A? Dacă erați voi de cirvici în tură, nici măcar n-ajungea borfașul acelea șpăgarilor. Ce ai zis, băi, că ai gura, gura, că poate l-a arestat. Agent Chioret e la datorie. Ce să zic? Nu, doamnă, teroristul nu lasă bombe în borcanele cu murături, ci doar în diplomate. Poftim? Exact, doar pe diplomații vizează. A, dreacu, surdă. Mămică, dacă nu m-au exasperat ăștia cu bombele lor. Și pe mine m-au sunat patru. Bă, parcă au nebunit de când cu codul ăsta roșu, mă. Parcă ar avea libienii ăia ce să arunce în aer la noi. De-aia nici nu putem să fim vigilenți la borfaj, bă. Că ne nebunește de cap telefoanele astea. Că pe mine m-a țârâit în două secunde trebuie să răspund la el. Aici are dreptate. Ia că mă duc eu la șeful să-i spun să nu mai răspundem deloc. Și nu doar azi, până să termină războiul. Zicem că s-a stricat. Și ia zi, tu o să plătești cătușele dacă nu-l prinde pe Evada. Bă, tu ești puțin complet tralala. Nu. Tu nu înțelegi că nu eu-l păzeam când a fugit ăla? Dar cine? Șeful. E, atunci dă-le, n-ai bine că și oricum erau vechi, erau uzate. Le facem pe proces verbal de casare și gata. Ha? Ce a zis? Că dacă s-atinge cineva de telefon, o pățește. De ce nu răspundeți, mă? Păi n-a zis bre să nu ne atingem de telefon? Adică să nu-mi stricați, tantalaule! Scuze, n-am mai exasperat și pe mine țărâitul ăsta. Poliția! Nu, domnule, dacă șeful dumneavoastră are servietă diplomat, nu înseamnă că e criminal. Nu v-a dat leafa de 6 luni? Atunci, reclamații de-l în masă, dar nu la noi!
Mulțumim, șef. Mateescu, fuga și cumpere alt telefon. Poponeț, fuga și dă-l pe evadat în urmărire generală. Chiorete, fuga la pupăză și pune-l să potolească populația, că el a isterizat-o cu bombele lui, capcană! Executarea! Scuze, tot de la țărâit. Păi și atunci, de ce mai mă pune să iau alta parașef? Fiindcă-i pe inventar, Mateescule. Vrei să mă penalizeze, șefii? Vrei? Tu! Păi dacă-i goală, ce dragi mi-a faci cu trânsa cu păză? Rating, Chiorete, rating! Zic că e valiză din aia capcană de care se folosesc teroriștii și arăt cum se dezamorsează. Păză, tu ești puțin complet bolund? Tu n-auzi că este ordine să încetezi cu panicarea populației? Păi dacă-i pe dintr-astea, las că-ți vii eu de seară în emisiune mare. Și dacă continui cu măgăriile, te bag eu în direct și în reloare la Mititica, dar nu te vezi, mă. Bă, Chioret, mă, prietene, mă. Păi e și în interesul tău să dezamorsăm bomba. Că arătăm că poliția, adică tu, e stăpână pe situație. Și poate salva civilii. Îți dai seama, când or să vadă șefii cum ai calmat populația și mai ales cu cât sânge rece ai dezamorsat mașinărie infernală, n-au cum să nu te avanseze, mă. Ia-o-s. Da, ce e în valiza aia? În valiză sunt niște acte, mă, gogoșică. Dar n-am eu timp să mă duc, că trebuie să fiu la comandamentul de criză. E cotul roșu, mă, de când cu războiul ăsta din Libia. Aoleo, ne atacă și pe noi? Nu ne atacă, mă, gogoșică. Poți să mergi liniștit. E doar praf în ochi pentru populație, mă. Nu știi vorba, păcălim televizorul cu poporul? Da. Ăsta, păcălim poporul cu televizorul? Să mai uite omul de foame. Dacă mă ajuți, te cinstez, mă. Uite, jumate acum și jumătate când vii cu banii. Adică cu actele. Adică și cu banii și cu actele. Jumate acum. Și când te întorci, tu o să-mi dai jumătatea asta și eu o să-ți dau o bagnotă întreagă, mă. Vata, pe, tu ai nebunit de binele? Ai rupt o bagnotă de $100 doar ca să creezi consemnul ăsta? Stai, mă, liniștit, că e doar o copie. Nu vezi care e fața mea pe ea? Sunt noi mei fluturași electorali. Ce ai pus poza pe bagnota de 100 de parai? Exact, gogoașa. Ca să le arăt românilor cine o să le dea banii, mă. Și le sugerez că o să fac din România o a doua America. Hai, du-te. Ce chestie, băi. Doamnelor și domnilor și domnule primar, în seara asta, așa cum v-am promis, vom detona o bombă. Și ca să o facem în siguranță, am invitat alături de noi un specialist din poliție. Agentul, dar ce zic eu agentul? Bravul și neînfricatul agent Chiorete Ilarie. Dânsul ne va exemplifica în direct și să sperăm că și în reluare cum se dezamorsează o valiză capcană. Servieta, am uitat servieta. Dar până la demonstrația propriu-zisă, las pe competentul agent să vă explice cum acționează teroriști. Stai, mă, că mi-a căzut. Cum acționează teroriști? Servesc patria. Da. Teroriștii n-acționează. Adică acționează, dar nu pe teritoriul țărișarii noastre. Că noi suntem un popor bun și pașnic și n-au de ce a ne pismui teroriștii pe noi. Deci populația poate să-și adă liniștită la ea în cășcioare, că în România nu se există teroriști și nici valize capcană. Ce faci, mă? Păi n-ai zis că n-ai valiza? O să pun pe cineva să mi-o aducă. Tu fă ce am vorbit. Dar în cazul extrem și foarte, foarte puțin probabil, în care găsim o punguță, o târnișoară, o valizuță, o valiză, un diplomat
pe stradă, trebuie să știm ce facem. Ce facem? O ducem la poliție. Nici într-o cască te găsește, dracii! Păi dacă e bombă, o să arunca secția în aer. Mamă, ce nenorocit! Păi nu ies eu, mă, nenorocitule? Dacă mi-a dat și borșul, scârba, dracu. Bă, ce sunt ăștia, mă? Sunt antrenați, mă, că i-am dat la karate. Bă, bă, teroristule, nu o duci la nicio poliție. O lași acolo unde este. Că dacă arunci poliția în aer, mai are ce să acheteze atentatul și să dezamorseze bombardeaua. O lăsăm acolo unde este, până vine un specialist să se ocupe de trânsa. Și tu, tu să stai acolo unde ești, să o păzești dacă te-a mâncat în... Giorete? Cum? Te-a mâncat în cum? Cum dezamorsează specialistul? A, cum dezamorsează specialistul, vă voi arăta imediatamente. Mai trage de timp că mă duc să sun. Dar până atunci fac un apel la toți cetățenii de bine din sectorul 5 al capitalii. Dacă care cumva văd această persoană să sune imediat la poliție, deoarece acesta este un evadat deosebit de periculos. Nu, nu, nu vă panicați! Poliția este deja pe urmele nemernicului. Este chiar încercuit și el nu mai poate apărăsi România. Ia, bă, uite-te și tu! Da, seamănă ăsta cu gogoaș. Mărlane, dacă mi-a dus servieta direct în studio, ai 100 de ron. Și te ierți și de toate înjurăturile pe care mi le-ai adresat în emisie. Ce vorbești, mă? Tu mă crezi tântălău? Da, dar nu ăsta e subiectul acum. A, păi zic că vrei să te răzbuni, ca să par și direct și reluare un fel de sclav al tău care îți careție servieta. Deghizează-te, nu mai adun eu. A, ca să nu mai mă cunoască nimeni. Ți-e frică că te eclipsesc cu notorietatea mea notorie? Mărlane, îți dau 200. Mai bagă. 300. Hai 4 ca să fie cifră rotundă, că știi că pe mine cifra asta m-a stimulat în școală. Dar 10 minute ești aici. Sunt, boierule, că unde-i dat 400, un taxi nu se mai cunoaște. Ce faci, mă, cu aia? M-a dus eu doglo. Nu pupă, să? Păi nu te crăp! Ați eu negociez cu el și tu te duci să-mi iei bani, a? Dar nu-i doglo pupă, să, că nu-i alu, eu doglo Van Damme. Aha, știu, Pinocchio, ca să-ți dea aia 400, negociați de mine. Care 400, mă, că mie îmi dă doar 100? Adică mai practic și prețuri de dumping să spargi piața, că te nebunesc. Mamă, ce text am în mine, ar trebui să fi fost prim-ministru. Adică cum eu negociez pe 400 de lei și tu vrei să-i doar 100? 100 de dolari. Adică valută. Da. Păi cum ai, adică ce-ați mai prost să-ți dă coace? Nu! Dă-i nu! Mărlane, dă valiza că o sun pe mămica! Mărlane, dă valiza că uite, deja formez numărul! Mărlane, dă valiza odată că mămica e pe drum! Iete, bă! Yes! Măcar la atâta să fie bună și băbăciunea aia. Da. Așa. Și așa. Pentru orice fel de eventualitate. Așadar, cetățeni, dormiți liniștiți! Poliția veghează! Exact! Și nu numai atât! Acum că le-am dejucat planurile de a crea panică în rândurile dumneavoastră, bineînțeles că nemernicii, teroriștii, or să vrea să se răzbune pe noi! Adică pe mine și pe bravul polițist aici de față! Deci, nu părăsiți postul nostru pentru că e posibil să fim țintă în direct și sunt convins că și în reluare a unui atac cu valiză capcană! Și e păcat să pierdeți frumusețe de atentat terorist și mai ales de jucarea acestuia. Sunteți pregătit să dezamorsați bomba dacă apare teroristul?
Da, bineînțeles! M-ai schimbat? Da, teroristul! Teroristul, te-ai luat adevărat în studio! Ajutor, Giulete, fă ceva! Publicitate! Păi, vezi, ești idios, și eu mânranu! Păi, tu-i nebun, ce dracu cauți așa? E mai complicat. Hai, dă-mi banii de care am vorbit și ia-ți valiza. Ia de aici. Ne, că nu așa ne-a pus vorba. Am vorbit 400 de parai, 400 de parai rămâne. Cât? 400 de parai? Bă, tu ești nebun, cum să dau fie 400 de parai pe o servetă care nu costă nici măcar un milion? Păi, de fapt, 500, că m-ai făcut terorist în direct. De fapt, 600, că o să mă faci și reloare. Mălane, dă servieta, că dacă mă enervezi, chiar te fac terorist și ajungi la Bulău, nu mă? Bă, te sigur că stai mărlanu? Ne, domn primar, că între timp ne-am mai deșteptat și noi. Adică lui Mârlanu îi dădeai 400 de dolari ca să-ți facă același serviciu și pe mine vrei să mă prostești cu 100 de dolari? Nu-mi dai aceiași bani? Să știi că mă duc și duc valiza înapoi la arăbete. Și te-ai tâmpit? N-am vorbit cu niciun Mârlan. Mă crezi atât de prost încât să-i las lua la pământ atât amar de acte, mă? Păi de-aia i-ai promis 400 de dolari ca să-și dea interesul. Cucu, așa? Nu i-am promis nimic, Mârlanu, e un mincinos și pentru asta o să-i rup capul. Dă valiza mai repede ca să nu ai aceea soartă ca a lui, că la mine vorba-i vorbă, gogoașă. Ok, chitră. Se vede că vrei să-l concurezi pe pupăza, na? N-am cheile la mine. Gogoșa, nu-ți forța norocul că s-au inventat cuțitele. Știi să desfaci cădușile cu cuțitele? Nu, știu să tai mâini cu cuțitele. Lasă circul! Dar nu-i niciun circ. N-ai niște ulei de bucătărie care nu-ți mai trebuie? Ema, adă niște ulei încins. Da, nu, nu! Șeful, am intervenit imediat și să știți că l-am și nihilat. Da, n-ați mai văzut mă tare, că eu nu mai eram în direct. E totalmente sub controlul meu, vă spui. Mă, Lare, dă servieta, că fund arestul cu tine, mă! Bă, nu-ți dau nimic până nu dai cum le-am înțeles! Bă, 600 de parani! Și intrăm în 3, 2, 1... Gata, îi dau, iau-mă și dăm 100 și am terminat bâlciu! Gura! Terorist deosebit de terorist. Ați văzut șeful că nu v-a mințit, e nihilat. Stați că... Da... Bă, une dracu am pus cătușele alea. Nu iese, nu iese. Dar ce dracu am face ăștia cătușele așa de strâmte? Să nu pot să scos mâna până ea. Ce era să fie? Fadame, te rog eu frumos, mai așteptă puțin. Iese sigur, numai... Lasă-mă să mă calmez, că am mâna umflată de la emoție. Nu, te rog! Nu! Hai, bă, pupăsă, n-ai întâmplător pe cine niște cătușe, bă? Nu, cum să? Păi așa bine, cum are toți candidații la președinție. Eu te, Diaconescu, nici și ne mai scoate de la mâini, doar ajunge președinte. Bă, te las cu circul, accept 600, v-am zis, te las cu circul, o să mă par rău. Aha! Sunteți martori cum teroristul ne amenință în direct și sunt convins că și în reloare. Dar justițiarul neamului nu se teme, mai ales când are lângă el un bravo malezi. Deci de asta m-ai chemat aici, relicule. Chiorete, dă drumul că o să te fac să plângi. Mai tacă-ți fleanca aia, bă, că doar te duc până la secție și-ți dau drumul. Hai, lasă că-ți faci și tu imagine ca Gigi. Nu vei lua nicio secție, că-ți alergic la poliție. Dacă nu vă potoriți, o să ajung cu represaliile la Haga, la Strasburg, la Bruxelles. Da! Senzațional, prieteni! Teroristul tocmai a anunțat că va arunca în aer 3 orașe europene. Sunați-vă, neamurile, de acolo să se uite la pupăză show! Mișcă, bestie! Hai da! Chiorete, păi ce faci, mă, nu rămâi aici să dezamorsezi bomba? Nu-ți pupăză, că mai întâi trebuie să dezamorsezi situația asta idiotă pe care tu ai creat-o. Păi stai, păi și valiza! Dezamorsează-ți-o singur!
Și nu uitați, dragi prieteni, dacă vedeți un individ cu cătuși la mâini, anunțați imediat poliția. Ăla poate fi evadatul. Mișcă-mă! Deschide-o! Păi n-am cheia. Cum adică? Nu ți-a dat-o umflatul ăla nici pe asta? Cum să mi-a dat iubit-o? Că nu o avea. Cheia e la răbui. Mi-o aduce mâine când semnăm actele. Așa a fost înțelegerea. Păi și tu crezi că eu rezist până mâine cu o valiză în care nu știu câți bani sunt? Adu trusa de scule acum! Păi, nebunița, ne facem de râs la pumă. Să zică că i-am distrus-o. Poate vrea să o mai folosească. Unde-mi? E distrus-o deja! Iete! Mânerul ăla se poate schimba. Ai, și încuietorile se pot schimba. Dar nu mai bine cumpărăm una nouă, că oricum ne costă mai mult să o reparăm. Corect. Deci ne trebuie banii din interior. Adu sculele odată! Okay. Nu-ți mai ajunge una. Vrei mai multe, e puroico. Măi, dați coloana sonoră mai încet, că nu pot să mă concentrez. Observați, dragi alegători, ce mână fermă și sigură am. Nu tremur absolut deloc. Așa trebuie să fie un viitor președinte. Sigur pe el, neînfricat și priceput la toate. Nu ca alții, nu dau nume, că se știe primarul cine, sau mă rog, cine a fost, că mai are doar câteva minute de stat în funcție dacă nu face ce trebuie. Știe el ce? Ce dracu? Purcărie chinezească, cât de atâta face. Vadame, e plină cu bani, ok? Poți să sar pe mine? E goală. Cât de fina plină leșinăm? Cum e goală? Nemerdico, ce paru! Păi crezi că mai intră el vreodată la mine în birou? Intră, Vandame, intră! Că trebuie să ne recuperăm aia $100 pe care i-ai dat lui Gogoașă! Stai! De fapt, trebuie să-i recuperăm chiar de la el! Că trebuia să-și dea seama că-i goală! Cum? E prea ușoară, Vandame, e prea ușoară! O valiză plină cu bani e mai grea! Nemernicul de Vandame s-a prins că-i cacealma! Ce dracu de dovezi arăt eu acum? Iată! Poliția română a revenit! Știam eu că nu ne lasă la greu! Până ce, mă, că pleci? M-am întors, că mi-a ordonat șeful să viu să-ți dezamorsez valizoiul ăla gol! Da, uitați, stimați telespectatori, cum poliția este dotată cu de toate! Sigur că da! Stimați telespectatori, a fost tot cu acealma. Priviți, geanta e goală. Banii mei, te-a trimis banii. Trăiască primarul capitalei. Votați Vandame Cucu. Primar, bineînțeles, pentru că este un om de onoare și de cuvânt. Normal, șef, păi ce credeați că eu n-am văzut că teroristul i-a dat banii? Le închid și postul dacă ordonați, dă-i măsa de Al-Qaeda TV. Trăiți! Publicitate! Da, corect, ca să număr banii să vă lacă sunt toți. Hai, las că-i numeri la secție. Hai, mișcă! Stai, dar de ce? Ca să fii în siguranță, pupăsă. Să nu care cumva să-ți fure banii, mă. De exemplu, borfașul ăla de în libertate, dar fugi cu cătușele. Evadatul de hai! Stai, mă! Hai, da, mă! Numai că nu-ți mai dau niciun contratex, crocule, dar să-mi trimit $100 pe care i-am dat-o curierului care a venit după geantă. Mă doare în cot că nu înțelegi. Învață română dacă vrei să faci afaceri cu statul român. Ce dracu zice ăsta, mă? Ce zice? Cică-s
liar și că o să fiu dead. Dead? Deci că o să fiu tată? Ăsta vrea să violeze nevasta? Șeful, spuneți-i să mă violeze pe mine, că mă sacrific eu. Așa, mă, terorist internațional, ameninți autoritățile statului? E, pentru asta te declar persoana ingrata în toată România. Dă-te, dracu! Dead, o să fii tu, bă! Că dacă mă mai enervezi, îți violez eu ție tot haremul. Șefu, mă scuzați, dar a zis dead? Asta înseamnă mort, nu tată. Înseamnă că vă ameniță pe dumneavoastră, nu pe doamna. Te pomenești că l-a pus pupă, zi să mă intimideze. Chiorete, am o urgență pentru tine, bă. Să vă fie rușine. Ați ajuns să-l puneți pe Chiorete să-și areseze prietenii doar așa, să pară că aveți treabă. Șil! Gălăgia. Da, bă. Cum? Păi adu-l în birou, fătălăilor, să-l arăt ce înseamnă operativitate și competență. Bine. L-ați prins pe adevăratul terorist? Nu, mă, tăntălăule, că nu există niciun terorist. L-am arestat pe evadatul vostru. Stai, domnule, ce mă bruschezi astea? Eu n-am făcut nimic, pe cuvântul meu. N-am fost decât un simplu curier. Apar n-aveam ce era în geantă, pe cuvântul. Gogoașă! Trebuie să trăiți. Deci nu numai noi arestăm cunoscuți ca să pară că ne facem treaba. Hai, hai, hai. Dați-le drumul la toți. Acum, la toți dați-le drumul. Dar liniște să nu afle populația că eliberăm teroriști și infractori. Care teroriști, șeful? Care teroriști? Păi n-a zis că nu există teroriști? Acum ne schimbăm să... Păi fie... Ba, există, Petreușule! Iotălăi! Ia, asta-i dovada! Dar tu n-ai de unde să știi, mă, că tu șeați toată ziua pacirea pe la birou și frești berbunca! Cine-i ăsta, Chiorete? Dacă permite să raportez, ăsta-i teroristul care l-a amenințat cu moartea pe primarul capitalii. Și în sensul ăsta avem chiar și o înregistrare audio. Bravo, măi, Chiorete, mai nou văd că ai devenit salvatorul secției. Păi în ritmul ăsta până se termină sezonul, cred că o să ajungi din nou, șef. Păi, servezi, mate! Da. Am plecat să trăiți. Chiorete! Am înțeles. Ia-l și pe el. Nu ți-e mă rușine, păi tu stai la taclare cu domnul Chestor. Băi, care știți, mă, pe scenarist? De ce? De ce, mă? Păi de-aia, idiotule, ca să-i dăm o șpagă mare să termine sezonul acum. Aude-te, Nicule. A? Partenere, ăsta sunt. Ai văzut Chitră că până la urmă ai scos mălaiul? Alo, alo! Mai subțire cu Chitra! Că o să fim parteneri și dacă mă enervezi, zici eu ție, papagal! Papagal? Păi ce mă mă dracu ești tu, mai dacă-i cumperi unei panarame o haină de blană de 15.000 de euro, auzi tu, 15.000 de euro, ești tu papagal, banii mei, bățiune, ce faci? Scuze-mă, mă pupăsă, dar ăștia e probă într-un dosar de terorism. Ce dosar într-un terorism? Dă-te, mă! Banii mei, mă! Ăștia-i banii mei! Pupăsă, nu-ți tinde coarda, că te sorcovesc cu Basilică și arte balat-o haos. Pentru sușire de foloase necuvenite. C-am aflat alu cine-i banii ăștia. Ce? De unde? Pe la Van Damme. Da, turnător nemernic. Nu-i niciun turnător, e chiar patriot, fraiere. Că fără informațiile lui, n-aflam noi cine-i teroristul. Ce bani? Nu-ți las. Pupăsă. S-ar bote. Ah, bolnavule, după avere. Praful fac iseară. Praful fac. Și în direct, și nu pe tine, mă, pe Van Damme. Nu știu dacă o să mai ai ocazia. De ce? Nu știu dacă o să mai ai direct. Adică o să mă băgați doar în reluare? Nici măcar. Că pupăzele nu se înțeleg bine cu papagalii. Că sunt specii diferite. Iertare! Iertare, șeful! Mi-au luat acțiunile, mințile! Nu puteți să mă dați afară! Vreți să nu mai am ce să vă dau la nuntă și să vin cu mâna în... Mă scuzați, pupăză. Pupăză? Era vorba de mâna înaltă. Eu? Acționar? Nu pot să cred. Șeful, Thank you.
Tu să stai acolo unde ești, s-o păzești dacă te-a mâncat în... Giorete? Cum? Te-a mâncat în cum? Merge, 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 da. Te-a mâncat în cum? Așa. De ce nu te duci tu la Teo? Că ai și psiholog. Și de 10 ori mai nebună ca Beti. Deci te poate sfătui în dublă calitate. Plus că... S-ar putea să ai și o surpriză. Că dacă aude nebuna... Care dintre ele? Beti, mă. Dacă aude Beti că te duci la Teo, sigur scap de ea, că doar nu-i nebună să se pună cu mama nebunilor. Și eu ce vrei să fac, Popăză? Să mă ajut să-mi treacă crizele de panică. Că nu mai pot să dorm noaptea din cauza ei. Am impresia... Că vine și mă hăcuie. Că exagerezi, nu? Hai mă, te rog, eu doar 2, 3, 4 ședințe. Cât să scap de fobie? Ce ai zis? Exact ce ai auzit. Mi-am făcut iubită nouă. Deci degeaba mai vii pe aici, pentru că mai nou, serile o să mi le petrec la ea. Ce faci, dragă? Mă dau din fața ta, ca să nu-mi scoți ochiul cu nasul. Pinocchio. A, bună, meseriașo. Pot să vin acum la tine? Dar repede, că mai încolo am iar o întâlnire, da? Am zburat! Hai, pa! Să vezi ce-ți fac. Da, da. Încă 2 întâlniri de-astea cu bani aruncați degeaba? Și te saturi tu de teatru. Cine e? E Teo, na? Teo? Mm-hmm. Teo Diliman? Exact. Și eu știe? Teo Diliman. Ce faci, Pupăzel? N-ai plecat la Teo? Nu face pe proasta cu mine, că știu că s-a mutat aici. Hoață de iubiști ce ești. Chiar el mi-a zis. Cine, Pupăză? Pupăză? Exact, Pupăză. Da, da, o să facem așa cum îmi place mie, mai sălbatic. Hai, hai, hai. Hai, gata, hai. Gata, doamnă. E al tău! Succes, Pinocchio! Fată, bărbat, dacă suntem numai la birou, la birou și iar la birou. Pe el n-am fi, sau sub el. Și eu nici măcar n-am cu cine să mă cuplesc, că lucrez numai cu nebun. Și eu la fel, doar că ai mei nu sunt cu acte. Auzi, mă? Tu de când ai mai fost într-un club? De seară. Și mie nu puteai să-mi spui, a? Halal, prietenă.
Am fost la o intervenție, Teo, că se băteau unii acolo. Și ce, măi? Calma-mi pe toți instantaneu. Hai, mă, că glumesc. Să mergem și noi într-un club, așa ca fetele. Frumoase suntem, deștepte suntem. Imposibil să n-avem succes. Succes la ce, fată? Tu știi ce faună mișună prin cluburi? Sunt numai orangutane acolo. Sau ești cumva zoofilă? Nu. Dar nici la grădina zoologică n-am mai fost de mult. De ce aș face o încercare? Hai, mă, că trece viața pe lângă noi. Tu vrei să rămâi fată bătrână? Că eu nu vreau. Hai, ce avem de pierdut? Timpul. Degeaba că nu găsim nimic bun acolo, crede-mă, Teo. Eventual niște agasanți libidinoși care vor sta pe capul nostru toată seara. Fii atentă cum facem. Dacă nu ne place compania, ne prefacem că suntem cuplate. Cum deșteaptă că suntem singure? Între noi! Ne prefacem că suntem pe invers, până scăpăm de nașparli. Am că o să fie super amuzant. Măcar ne distrăm dacă nu este nimic. Dar poate iese. Și intră. Ah, și iar iese. Wow, bine să sar pe primul care intră în cabinet. Bună, bună. Ce ace, fetele? Înflorește, înflorește. Auzi, Teo, poți să-mi acord și mie câteva minuțele? Chiar și mai mult. Ne vedem diseară. Dacă o să mai fie nevoie. Încetează! Succesuri! Teo, am venit să... Să vadă presa că ai un psiholog pentru campanie. Și cum singur mău că eram eu... Nu, mă, Teo, aș putea să profit eu de tine. Ai putea? Profită! Că de-aia sunt prietenii. Ok, păi atunci ți-o spun direct. Vreau să mă ajuți să scap de Betty. Adică să-i spun că sunt gagică ta. Ok, mă sacrific. Dar să știi că fără niște dovezi palpabile n-o să ne creadă. Trebuie să facem niște chestii așa, ca să fie credibil. Dacă mă înțelegi un debat. Măi, Teo, mă, n-o să mai creadă vrăjeala asta, că-i fumat, am mai făcut-o odată. Dar să știi că am alt plan. Yeah. Uite, dacă mă ajuți, îți promit că o să te iau... Pupăză, până la nuntă trebuie să ne cuplăm, ca să vedem dacă ne potrivim. O să te iau consiliera mea la Cotroceni, când ajung eu președinte. Ah, mă luase inima, că n-am niciun gând să mă mărit. Dar nici nu puteam să te refuz, că am stabilit că suntem prieteni și între prieteni așa ceva nu se face. Hai zi, care-i planul? Trebuie să o fac să creadă că dacă se cuplează cu unul din prietenii mei... Ăla o să turbeze de gelozie. De unde știi? Ți-a zis el asta? Nu, mă! L-am tras eu de limbă. Ce-ai făcut? L-ai tras de limbă? Da. Sper că l-a figurat, că știu că ești cam statuta. Nu sunt statuta deloc, da? Mă rog, ar fi și greu, având în vedere că e seara de seară cu Afrodita în club. Uite, și de seară mergem. Poți să vin și eu? Că sigur o să-l fac gelos, hai, te rog. Betty, ca să-l faci gelos, trebuie să te cuplezi cu unul din prietenii lui, nu cu străini. Eu ce mă chinui aici să-ți explic de o oră? Cu care naiba? Că n-are niciun prieten, că e frică să nu-i ceară bani, că e chitră, prieten. Atunci cu unul cu care stă în vilă, că tot un fel de prieten sunt și ea, nu? Teo, tu ai nebunit? Mă vezi pe mine să-l plimb pe Mârlanu sau pe Gogoașă? Dar ce sunt eu, borcăriță? Ia uzi. Ai altă șansă? Cine vrea să mănânce aripioare de pupăză, mănâncă mai întâi șoric de porc. Da, sunt toți. Știam. Gogoașă, am o super afacere pentru tine. Diseară o să vină Betty în vizită. Bine că mi-ai zis. Să-mi pun ochelarii de soare. Asta e o idee foarte bună. Că ești mai sexy așa. Ca să nu orbesc, pupăză. Hai că nu e chiar așa urâtă. Corect? Că nu e urâtă. Este extrem de urâtă. E matrița de urățenie. Dar zic care e afacerea. Asta e afacerea? Și poate să fie toată a ta dacă te dai diseară la Betty. Asta nu o să o fac, că eu nu dau un femei. Dar nu în sensul ăsta, mă! Cu Betty nu există alt sens! E sens unic! Gogoașă, vreau să-i faci avansuri! Ai nebunit, apinelea! De fapt, nici nu mă miră, că la câte-a bătut aia la cap, sigur ai luat o răzna! Gogoașă, nu fi prost! Că cu așa ofertă nu te întâlnești nici în supermarketuri! Ia gândește-te tu câte chestii poți să faci cu banii ăștia! Uite, pentru început aș putea să-mi plătesc spitalizarea! De ce, ai probleme? Nu, acum nu, dar după ce mă dau la Betty, cu siguranță o să am! Stai, mă, liniștit, că nu o să fie violentă. Ba, din contră, o să fie super receptivă. Că vrea să mă facă gelos cu cineva din casă. Iau, de unde știi? Am aflat eu, pe surse. Că doar sunt de meserie, ce n-ai uitat. Și dacă o să vrea să facem
niște treburi. Gogoașe, am zis că vrea să mă facă gelos, mă, nu să rămână însărcinată. A, nu. Însărcinată nu poate să rămână. Când o vedea copilul în ce mămica a nimerit, se avortează singur. Exact! Vezi că nu e niciun pericol. Ia zi, mă ajuți? Pupăză, dar eu nu înțeleg care e ajutorul. Că dacă nu fac nimic cu ea, n-ai de ce să o acuzi. Dar nu vreau, mă, să o acuz. Gogoașe, am schimbat planul. Vreau să-i dovedesc că este atrăgătoare și că poate să cucerească pe oricine. Ca să nu se mai agațe de mine. Ia, și să se agațe de mine. N-are cum, mă, că tu ești perfect rotund. Adică? Adică n-ai colțuri. Hai, mă, termină cu prostiile. Ia banii ăștia, că dacă nu, să știi că îi ofer lui Mârlanu. Și ăla în secunda a doua se duce la scalțone ca să se laude. Ce convingător ești. Vreau să scap de târlanul care s-a dat la mine la bar. Dar tocmai pusesem și ochii pe un tip. Lasă-i acolo, că eu am nevoie de gură. Eu cum crezi că pot să-i mai fac eu duș după ce m-ai scos lesbiană? La cine te place, te place și așa, de abia-i testez. Târlanul vine. Teo! Nici măcar nu a ajuns până aici, Teo! Scuze, m-a luat valul. Cred că e de la băutură. Nu mai am antrenament. Dar de unde știi că era târlan? Păi m-a întrebat dacă nu vreau să mă ajute să fac pipi. Și tu ce ai zis? Ca nu mă trece. S-ar putea să-l treacă pe el, că-i sparg vezica. Tu ai vrut în club, Teo, da? Da, mă, dacă asta-l găs, nu să stau pe toaletă, că de-aia avem și acasă. Ei, păi atunci hai acasă. Zici, da, nu. Hai să mai încercăm un pic. Măi, Chiorete, ți nu ți-e greu să fii așa, singur? Ba, chiar zâmi-ar să cam câteva clipe de liniște. Ca cu trebuie să apară ciurda de mistret și începe grocăial. Nu, mă, singur, adică fără un suflet tandru care să te iubească, să te drăgălească. Auzi, dacă te gândești care cumva să-mi prezinți vreo prietenă de-a ta, las-o moartă așa cum e. Că... S-a seamănă să adună. Nu, mă, Chiorete, eu mă refeream că aș putea să te consolez eu. Stai! Dezinteresat. Stai, poate să te... Mă, Beti, mă, potolește că te găsește dragi. Ia mâna că știi că mie nu-mi place muierile. Păi tocmai de-aia. Nu ziceți voi că nu arăt eu a femeie? Nu e păcat să fii gay? Când poți să-ți rezolv eu problema hormonală. Ca de la bărbat. La bărbat. Stai, potolește. Pupăză, nu-i ceea ce pare, mă! Ba, ieși! Chiorete! Chiorete, vină o coace! Nici într-o gaz! Chiorete, ce ai, mă, te alerg o ceată de femei în călduri? Nu, fofăitule, numai una singură e, dar face cât o ceată întreagă. Mișcă-te imediat dincolo și rezolvă disperata. Că dacă mă-i sare aia odată pe mine, îți sar și eu pe gât, dar cu picioarele. Mișcă! Ce? Adică e bete dincolo? Păi nu se vede pe fața mea? Ce faci, mă? Mă pregăteam pentru găcica ta! Păi aici deja, hai! Ah, ok! Dar stai că nu mi-am pus chiloții de tablă! Lăsă-i dracu' că dacă vrea să te violeze, ți-i taie cu flexul! Și din greșeală poate să mai taie și altceva! Bine, dar nu o să se ajungă la viol, că sunt eu aici și o să am grijă! Hai, du-te dincolo, că poate... Okay. Poate sare cine știe pe Mârlanu și atunci o să trească să-i dau eu banii lui! Ok! Hai! Păi ce-o... Uite cu cine faci o afacere! Zici, dar ai încolo, că nu avea mâncat! Trebuie să-mi protejez resursele, că pe foamea asta cine auzi? Știe că mai apuc să mănânc? Auzi? O să mănânci mai repede decât crezi, dacă o să faci exact ce spun eu. Îți dau 100 de euro dacă îmi răspunzi la avansuri, Mârlane. Ascultă-mă! Ok, două, e bine?
Dar numai să-ți răspund, pare să ne pipăim. Normal că nu ne pipăim, că doar nu-s nebună să nu mai scot grăsimea din piele cu săptămânile. E și eu să scot ochii, na? Nu! Ceau, iubița, m-au auzit gura! Ce faci, bă? Gogoșică! Ce păpușă? Gogoșică, încetează să faci pe poponaru, că nu mă dau la tine! Dar nu vorbeam cu el, dragă! Vorbeam cu tine! Cu mine? Da! Măi, la mișto, gogoașă? Nu, fată, da! Prin ochelare ăștia șmecheri, așa te văd, ca pe o păpușă. Atunci dă-i jos, ca să-ți treacă. Eu am ceva de vorbit cu Betty. Acum Betty vorbește cu mine, da? Da, da, eu am o chestie intimă. Da, mică și picăjită, că tocmai de-aia vorbește cu mine și nu cu tine. Băi, ești nebun. Gogoașa se dă la mine. Și moca. Hai, dispar că te crăp. Da. Stai pe loc. Stai. Alo, păi ce faci? Mă reorientez. Că ăsta e moca. N-ai zis tu că pe criză trebuie protejate toate resursele? Hai dincolo să vorbim în liniște. Da, da, doar vorbim, da? Normal. Păi și aia 200 de euro? Hai să-ți dau o bombă. Dar de ce mie? Tu e lui Chiorete sau lui șeful? Bă, tu ai uitat împotriva cui luptăm? O informație bombă, tântălăule. Bă, tu știi de ce Afrodita nu o să se combine niciodată cu unul dintre noi? Că suntem pârliți. Asta o știam de când am văzut primul fluturaș de leapă. Nu, 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 greșit. Din cauza lui Chiorete. Îl mai iubește încă pe țară noi? Nu, mă, nu-l urăște. Îl urăște foarte tare și din cauza lui urăște toți bărbații. Și a devenit lesbiană. Ce, mă? Tu unde dracu ai mai scos și tâmpenia asta? Ce tâmpenie, mă? Ce tâmpenie? Râzi ca... Dacă am văzut-o eu aseară cu ochii mei în club, când se pupa, se giugiulea cu Teo. Deci e lesbiană toată ziua. Poate toată noaptea, că ziua n-am văzut-o să dea semne. Cu Teo? Bă, tu ai nebunit de tot. Păi aia e nebună și frustrată, pentru că prima oară a părăsit-o gogoașă și după aia a părăsit-o baros și a nebunit și mai tare. Deci, e explicabil. Bună, băieți! Din păcate. Dar era și mai bună dacă eram fete. Opa! V-ați descoperit în sfârșit adevărata personalitate? Da, dar n-am pus-o și în practică, ca alții. Sau, mă rog, ca altele. Nu dăm nume, că știi tu cine. Nu, nu știu. Mi-a scăpat ceva? Din moment ce ai bifat și bărbați și femei, nu cred că ți-a scăpat nimic. Sau poate doar animalele. Auzi, Matescule, tu ai luat-o pe urmele lui Chiorete cu jignirile? Păi spune-mă măcar să mă pregătesc să vă crăp pe amândoi. Te supăr adevărul. Care adevăr, mă? Că ai devenit lesbiană. Ce-am făcut? Nu nega. Te-am văzut eu cu ochii mei aseară în club. Ce făceai cu Teo? Exact. Omor! Am văzut. Asta nu e rău. Că atunci o să trebuiască să-și găsească altă parteneră. Și poate îi dăm și noi o mână de ajutor. Marlon Brando. Nu, nevastă. Niște idioți, mă. Te interesează pe tine părerea unor idioți? Idioții au să împrăștie în toată secția zvonul că sunt pe invers. O să ajung de râsul lumii. Dramatizez. Nu o să râdă nici naiba de tine. Și ținând cont că 3/4 din colegii tăi sunt bărbați, o să fii chiar privită cu admirație. Că bărbații se dau în vânt după lesbiene. O să ai o imagine super kinky. Dar nu vreau să am o imagine super kinky. Nu la birou. Ce mă fac? Dracu m-a pus să mă iau după tine, Teo. Da, mă, rezolv foarte ușor. Diseară mergi în club, agăți un tip și le închizi gura tântălăilor. Mă duc fără tine. Stai liniștită că eu nici nu pot să merg. Am întâlnire. E, cu cine? Cu tipul de-aseară. Cu târlanul? Da, nu era chiar târlan. Știi, atunci când mi-a zis că vrea să mă ajute să fac pipi, de fapt vrea să-mi țină ușa la toaletă, că nu se închidea. Da, de unde știi? Păi dimineața când m-am trezit, am găsit numărul lui pe palmă, înconjurat de inimioare. Ah, mi-a fost așa de greu să mă spăl, dar m-am spălat și l-am sunat.
cum arăt? Penibil. Ce să spun, că tu ai arătat mai bine. Mă rog, scopul scuză mijloacele. Păi, tu crezi că dacă ne-am efeminat așa o să ne placă Afrodita mai mult? N-ai zis că n-are ochi decât pentru femei? Pentru femei adevărate! Mai știe naiba în ziua de azi care-i femeia adevărată și care-i fake. Silicoanele și botoxul să trăiască. Păi ne facem dracu de râs în toată secția. Stai mă liniștit că nu o să-și dea nimeni seama. O să creadă că avem o misiune de-asta undercover. Și părem și ocupați. Ce mă cu coamele alea pe capetele voastre? Vroiam să ne jucăm de-a poneiu, șefo. Șefu, ce vrei? Știe că n-avem nicio misiune. Mă primiți pe mine în jocul vostru? Bineînțeles că vă primi șeful, cum să nu vă primim? Super! Păi atunci eu o să fiu dresorul. Cum, șefu? Păi vă lasă inima să dați cu biciul niște ponei așa de frumoși și ascultători ca noi? Cum să vă biciui, mă? Eu sunt un dresor de la bunul. Nu vedeți? N-am nici cravașă. Eu dau doar zăhărel. Aveți la dumneavoastră? Întotdeauna? Păi dacă mă întâlnesc cu poneiul ăla adevărat, ce fac? Hai să văd un trap frumos. Hai, așa. Așa. Bravo. Bravo. Dacă fac diabet, să vezi ce bătaie strac. Bun băiat! Oh, nu? Și tu la vent? Ia zi, bă, cât vrei ca să nu te mai bași pe Betty? Ia uși, bă, îmi dai tu mie bani ca să ți-o las pe urât aia? Ia stai, că acum m-am prins. Te-a plătit și pe tine, pupăză, nu? Ia zi, câți bani ți-a dat ca să te bagi pe Betty? Pupăză să dea bani, să plătească chitra pe cineva. Gogule, tu te-ai scrântit? Mărlă, ne lasă circul, că n-avea cum să scadă așa dintr-o dată tronc, văduva neagră. Mai ales că știu că ai fobie la păinjeni. Zi, câți bani ai luat? N-a luat, mă, nimic, mi-a dat cine... Dar tu de unde știi că dă bani? Cui i-a mai dat? Cine a mai luat? Nimeni n-a mai luat. Păi și atunci de... Gogule, tu minți. Nu? Gogule, tu minți și știu că minți, că eu știu că când minți, tu îți frești mâinile. Tine-ți o nefuriste de degete, că mereu mă dați de gol. Într-o zi o să vă dai cu șantăr, uite așa, și o să vă mănânc cu muștar, pe rândul. Auzi, nu mai bine vrei să te scapi de chestia asta scârboasă? Nu dă degete, mă, de Betty vorbeam. Uite, dacă îmi dai o sumă modică, să zic așa, ca la jumate din banii pe care iei, mă cuplez eu cu ea în locul tău. Ia stai puțin, că parcă era vorba că tu îmi dai mie bani. Dacă nu primei, dar așa se schimbă calimera. Bă, tu vrei să-i zici lui Betty că te plătește pupa să te dai la ea? Bine, mă, bine, ți-o las ție, dar știi că pentru tine mă zbat. Așa, Gogule, ai noroc. N-am noroc. Faci față unui gust iute exploziv? Încearcă noile Hot Rods de la KFC. Frigărui 100% piept de pui, marinate într-o aromă unică, delicioase și picante, cu un sos răcoros Cool Herb. Noile Hot Rods, gust iute exploziv. KFC, that's so good. Ok, uite cum facem. Ca să vă demonstrez că tot ce susține obsedatul ăsta e doar în imaginația lui bolnavă, diseară o să mergeți cu mine în club. Te cuplesc cu amândoi. Nu mă nemernicule, o să mă cuplesc cu primul care mi iese în cale. Nu ține. Păi tu ce crezi, că s-a întâlnit lesbiana cu proștii? Te-ai aranjat tu cu unul din club ca să cupleze cu tine să ne demonstrezi nouă? Nu! Dacă vrei să ne demonstrezi cu adevărat, ne demonstrezi cu unul dintre noi că ești hetero. Exact! Cu mine, că sunt familist, sunt safe, adică sigur. Ca să zică lumea că e parașută, că strică familia, n-ajunge că e lesbiană. Nu sunt mai lesbiană! Demonstrează cu amândoi, dar pe rând. Bă, voi sunteți complet nebuni? După tine! Ei bine, o să vă demonstrez. Cu care dintre noi? Cu Chiorete. Păi ăla nu o să vrea în veci, că doar știi că nu te înghite.
Asta nu e treaba mea. Ați zis să găsesc un tip cu care să nu fiu înțeleasă. L-am găsit. Vă dați seama, cu chiorete n-am cum să fiu înțeleasă. Vreau, mă, cum să nu vreau? E, asta e. Eu m-am oferit să demonstrez. Dacă nu vrea, nu vrea. Afrodita a zis că vrea. Nu, mă? Normal că vreau. Că doar e vorba despre colega noastră. Trebuie ajutată. Că de, trebuie să ne dovedim că avem spirit de echipă. Nu? Dar de unde știi tu că am pe cineva? Ți-a zis Afrodita? Nu. Am văzut eu cu ochii mei că am fost și eu atunci în club. Tocmai de-aia am considerat că e de datoria mea să-ți aduc la cunoștință că noua ta iubire e pe cale să te înșele. Și dacă spun cu cine vrea să te înșele, cazi jos. O persoană cunoscută? Normal. Cu chiorete. Mă înșală cu un bărbat? Îți dai seama? Păi chiorete nu era... Dușmanul femeilor? Ba da, dar tocmai de-aia o face ca să se răzbune pe Afrodita. Și răzbunarea asta lui o să strice ție povestea de dragoste. Îl omor! Foarte bine, foarte, super idee! Auzi, eu te las să te pregătești. Succes! Ciao, Romeo! Putem să ne vedem diseară? Da, vino să mă iei pe la nouă. De-abia aștept! Oh, poponar ordinar! Vai de fundul tău o să fie! Doamne, fă o minune și salvează-mă! Dar tu nu te dezbraci? Ah, păi ca să mă dezbrac, mie mai întâi trebuie să-mi fie cald. Ca să-mi fie cald trebuie să mă încălzești, tu, bă, cu ceva incitant. Cu un dans la bară, cu un striptease la bară. Da, nu avem nicio bară aici. Ce vorbești? Ia, auzi, ia! Nu vezi că e plin de bări în jurul tău? Hai, ce mai stai? Înfinge-te! Păi nu așa, madame! Măi cu talent! Că doar ești de meserie! Bine, nemernicule, lasă că se întoarce ea roata, de n-o să te fac eu pe tine să mănânci din palmă... Măi cu viață! Măi cu viață! Că pe vremurile ai măi meseriașe! Bă, ea chiar au intrat pe treabă! Ce dracu face teoaia ta, bă? N-ai zis că vine? Vine, mă, vine, dar s-o fi dus înainte la sală să-și facă încălzirea pentru... Deci așa, poponautule, vrei să-ți bați joc de mine, a? Nu sunt poponar. Jur, dacă vrei, îți demonstrez. A, ești bisexual! Păi atunci înseamnă că trebuie să țin eu și locul bărbatului, nu? Ce vrei să faci cu ăla? Să te ajut să te simți ca și cu gagică tu, cu fioret! Ești nebună, ce ai? Treci în coace, treci! Bia! Au! Fui! De ce urni mă așa? Termină, ce ai? Chica, o aceeași tătare ca a lui, nu? Au! Așa, păpușică, de tot jos! Tot! Hai, poponețule, că dacă apucă aia să se redrăgostească, ne-a luat adio de la ea. Hai, mă, odată, că aia nu mai vine. Nu poți, mă, că... Uite. Ba, nu lasă pe chiorete, că am ceva de discutat cu el. În arăt. Mă duc. Doamne, mulțumesc, doamne. Hai. Bă, Teo, tu te-ai împolunzit? Cum dragi da-mi ia să fiu gay? Cine ți-a zis stâmpenia asta? Chiorete, lasă circul, că toată lumea știe adevărul. Poate asta te dai fix la iubitul meu? Hopa! Informații importante! Nici o informație importantă, Petre, ușilor! E o minciună șfruntată! Bă, Teo, tu ușor, ușor ești completamente bolundă! Bă, dacă eu am boală pe muieri și sunt și îndreptățit să am boală pe ele, asta nu semnează că am trecut pe partea aia lanta, dacă mă înțelegi un debat. Să știi că eu sunt perfect sănătos! Serios? Dovedește-o! Cu cine? Cu Afrodita, că tot e despuiată. Bine? Ne. Afrodita, tu chiar ești pe invers? Nu, tântălăule, dar nu pot să o fac cu atâta lume de față, da? Hai, ieșiți afară. Hai, Mătescule, și tu, hai că puteți asculta și de la ușă, afară. Hai, Teo, hai, afară. Hai, hai Mătescule, și afară, hai odată, ieși. Și tu ce te uiți așa la mine? Hai, încălzește-mă. Că nici eu nu pot să mă stârnesc până nu văd ceva incitant. Ca și tine, de altfel. Tu vrei să faci striptease? Nu, țăranule, că eu n-am fantezii din astea de bădăran. Eu vreau ceva mai spectaculos.
Îți mai aduce aminte cum ai cucerit-o pe prima ta iubițică? Așa, păpuși, e mult mai bine, așa. Hai, acum treci și la masă. Vezi că-mi treci măsura, madame. Vrei să mă duc să le spun că m-ai respins și că ești gay? Da! Cucurigu! Că ți-am zis eu că se întoarce roata și că o să ajung să mănânc din palmă, nu mai crezi? Cucurigu! Dragă Betty, am venit ca să... Știu ca să ce treci, hai! Păi stai, n-ai zis că îl faci în gelos pe pupă, să doar verbal? Verbal îl fac, tântălăule, treci încoace ca să... Stai, nu! Ia mâna, că pute! Adu-l ia lângă pat, că... Betty? Ce faci? Aude, și ghiși cu cine? Cu cel mai mare prieten al tău. Bogoboșelul ți-a dat bani ca s-o pui să se prefacă? Dar nu se preface, e cu Mărlanu. L-a lăsat pe el în locul meu pentru că el face treaba mai profi, cu finalizare. Pupăză! Pupăză! Băi, te dă drumul. Asta nu crede! Lasă dracu mai cu viața, hai! Să-l invest pe dracu cu gata! Stai! Nu pune că putrezesc toți! Stai! Nu pune mă la că te opri de grăsime, uitați! Lasă dragostea, cere sacrificii! Treci că te plătesc, îți dau bani, haide! Da, dar nu pentru așa ceva! Ia mâna de acolo, că pentru așa ceva vreau triplu! Ok, ok! De drumul okay. O să scad rugile și mie restul și... Mamă, ce părăi pe piept! Mi-a murit mâna să ne muresc în rutină! Așa, uite așa, Mârlan, așa! Simt cum se investează sângele, Betty! Nu pot! Nu pot! Ia-ți banii! Eu tot unde-am băgat mâna! Ia-ți banii înapoi, că n-am nevoie și nu pot să fac așa ce aici pentru bani. Ia-i pai mei! Ia-ți drumul că te gătea! Putricaiu! Mă, să-mi zi degeaba! Degeaba! Aha! Te-am prins! Te-am prins, domnișoară! Sau nu chiar degeaba. Exact! M-ai prins gata, pregătit. Măi, băi, stai că nu am venit gata, stai! Din gelozie, știu, iubitul meu. Vin o să te premiți. Nu! Iubitul meu. Ce faci, mă? Vreau să scap de Tărlan, care s-a dat la mine la bar. Dar tocmai pusesem și ochii pe un tip. Nu știu de ce te iau. Mi-a luat Tărlanul ca termen. Ce faci? Mi-a luat Tărlanul. Cine m-a trimis cu băieții? Eu m-am băgat singur, nu e nimeni de vină. Nu! Nu ține! Că nu-mi vine! Tu crezi că s-a întâlnit? Nu, eu îmi dau seama după, după câte nu uri spune, îmi dau seama că nu știe. Da. Păi, nu,